Bună ziua, numele meu este Răzvan Doseanu, sunt avocat în cadrul Baroului Bihor. Ar fi o întrebare pentru toți invitații, adevărat tangențială cu această temă a evaziunii fiscale, unde luarea măsurilor asiguratorii este obligatorie. Problema pe care aș dori să o ridic este cea, dacă ne aflăm în cursul urmăririi penale și după dispunerea unor măsuri asiguratorii, se achită acest prejudiciu. Suntem pe faza de urmărire penală. Întrebarea ar fi dacă mergem la judecătorul de drepturi și libertăți pe dispoziția articolului 53 din codul de procedură penală și dacă da, trebuie citat și ANAF-ul la soluționarea unei astfel de cereri de ridicare a sechestrului sau procurorul poate în cursul urmăririi penale să ridice el măsura asiguratorie instituită. Din perspectiva măsurii restrictive de drepturi, opinia mea este că raportat la simetria actului juridic, dacă eu am fost autoritatea judiciară care a analizat la un moment dat toate criteriile privind oportunitatea, legalitatea și proporționalitatea măsurii, dacă în cursul urmăririi penale îmi intervine un element care modifică vreun aspect în ceea ce privește necesitatea și proporționalitatea, ar trebui să fie posibilă revenirea sau reevaluarea criteriilor, dar din perspectiva faptului că este o măsură restrictivă de drepturi. Și atunci când există o ingerință într-unul din drepturile fundamentale ale subiectului procesual, ar trebui ca la o modificare a situației care a dus la luarea măsurii, autoritatea care a luat măsura să poată să revină și asupra ei.